Bine v-am regăsit pe canalul Diva în bucătărie. Astăzi o să vă arăt cum puteți face cea mai simplă conservă pentru iarnă, ardeiuții în oțet. Rămân crocant și gustoși timp îndelungat, chiar dacă sunt pregătiți la rece, fără conservant. Îi puteți păstra întregi sau tăiați rondele. Ingredientele de care aveți nevoie le las afișate aici. Am pregătit un borcan cu ardeiuți tăiați rondele. Am pus feliile în borcane cu o mănușă, căci există riscul să rămână iuțeala chiar și după ce mă spăl bine cu apă și săpun. În alt borcan am pus ardeii iuți întregi. Am tăiat codița unora, dar nu de tot, ca să pot să-i țin cu mâna când îi scot din borcan sau când îi mănânc. I-am înghesuit ca să intre cât mai mulți. Am pus în fiecare borcan o linguriță de zahăr și una de sare. Am turnat oțet cam până la jumătatea borcanului, apoi am completat cu apă rece. Am înfiletat borcanele și le-am scuturat puțin ca să se dizolve zahărul și sarea. După 3-4 săptămâni pot fi consumați. Dacă vă plac ardeii iuți în oțet, vă invit să încercați rețeta. Nu uitați să vă abonați, căci revin curând cu o rețetă nouă.